Păi eu știu. Tu te vedea pe un drum cu... Nu. Adică crezi că ați avea lucruri în comun, voi doi? Pe mine m-a deranjat în aceeași măsură cum te-a deranjat pe tine. Pentru că a venit aici și a zis că, vezi, Doamne, mi-ar da mii speranțe. Eu am înțeles că sunt o copilă, dar nici chiar atât de copilă, adică nu mă duci în zona aia. Așa că mi-ar da mii speranțe, că a simțit el când i-am dat eu semne și nu știu ce. Și chiar n-a fost așa, adică nu poți să-mi spui că îmi dai mii speranțe, că am și eu. Că știi și tu dacă ți-o da, exact. Sau... Intrăm în război, Alexandra. Și nu-mi fac eu speranțe, adică sunt foarte mii șansele să mă îndrăgostesc eu acum, să am vreo iubire din asta, deși mi-aș dori eu. Tu te-ai vedea compatibilă cu el? Crezi noi că am fi compatibili, la... noi am fi compatibili, adică ne potrivim așa ca caractere și chiar ar fi, nu știu, pe stilul meu. Am râde, adică are și glumile alea la el și tot... Da, uite, mă deranjează situația în care te pune și pe tine în același timp, că nu mi se pare ok. Adică și de asta am și zis, ați văzut, doar am zis. Eu mă retrag, eu nu vreau să par ca și cum țapul ispășitor și eu v-am despărțit, eu m-am băgat, eu am făcut ceva. Tu nu ai nicio vină, tu greșit. Ești fată singură, eu n-am treabă cu fetele singure deloc. Aia m-a deranjat pe mine pentru că poate că nu simt foarte multe din partea lui și atunci nu mai are rost să trage. Nu că o las așa de repede, nu, că o să discut cu el, da? Încearcă pe el să-l fac să fie sincer și în momentul în care simți, da, e sincer acum, vorbești, că degeaba vorbești cu mine, sincer îți spun. Dar de unde schimbarea asta așa peste noapte? Da, eu îți spun așa, pe rar să am rup. Părerea mea, da. Larisa, dar tu ce ai vrea ca el să facă? Adică cum ai vrea să fie comportamentul lui în această situație? Și mai zău, Andreea? Vezi că poate nu e atât de sinceră cum crezi tu. Ce ți-am zis? Ele se mănâncă între ele, ce încredere îți dă ție? Mi-a că... zis ieri în gală chestia asta. Am auzit și eu. Ți-a zis? Ai auzit? Am auzit. Dar eu când ți-am zis mai devreme, ele se mănâncă între ele, ce îți dă ție de înțeles că... Ea mi-a spus asta, am auzit asta în gală și uite acum, ziua următoare cum ar veni? Nu știu, fată, vreau să fie sincer, vreau să... Păi el mereu dacă, spune da, asta, că dar zice din respect pentru mine. Deci nu vă chestia asta din respect pentru mine. Păi ce, poate vrei să cunoști pe fata asta, poate vrei să cunoști mai mult o altă fată și din respect pentru mine, pentru că stau în cale, că sunt iubita ta, nu vrei să cunoști, nu? Păi cum iubita să-ți stea așa, în cale? Nu, eu așa mă simt și eu astăzi vorbesc. Ești paranoia. Ce? Nu, cred, Kinga, tu dacă ai fi fost în locul nu, ei... Nu, eu știu cum... Haos și potop. Vreau să merg și eu până la ele, se poate, vă rog frumos. Hai că zic când dai îmi faceți. Vreau să vorbesc și cu Alexandra și cu Larisa, se poate? Dar trebuie și acolo și spun, că nu vreau să intervină nimeni. Păi nu, că vrem și noi să auzim sfatul, poate îl punem în aplicare. Nu e sfat, nu e sfat. E cum îl văd eu pe Ionuț. Păi și eu am spus tot aici. Păi vreau să mă duc acum, că acum am nervul să mă duc. Cum aș știu că o să-mi spună că n-am încredere în el? Și că ești paranoia, nu? Ia, hai, zi-mi. Deci... Uite, mă, pa mea, mă, că cunoști pe Ionuț în totalitate. Sunt două chestii. Una este bași cu fetele în seamă și alta este să... Unde ne arată? Nu e camera roșie. La sine, știi? Asta el, vin de la sine glumițele cu noi, cu mine, cu... Doamne, nu mă deranjează că vorbești și că faci glumițe, că mi-mi place. Așa, Ionuț îi bate așa mai vagabonțel. Da, mă, sunt lucru. Asta e el, știi? E tipul ăsta, cu energie, cu așa, știi? Dar nu înseamnă că... Gen, te-ar înșela afară. Și gen, da, cu el e cum e cu privirile. Dar Larisa să facă exact ca el, exact ca el. Dar asta e problema, pentru că... Deci am război cu Bianca și cu Alexandra. Asta este... El e carismatic. Mare, e supărată că a plecat Dragoș. Deci nu este un băiat carismatic. Asta e, le scoate, că vine la el, de la sine, știi? Asta se explic și eu lui Nicolas, așa sunt eu. Dacă el da, era băiat Kinga, serios și nu avea, nu avea mișto, cum ai zis de Alexandra, că e fată mișto. Vreau să merg acolo, vă rog frumos, pot să mă duc acolo, vă rog. Vreau să vorbesc puțin cu fetele. Pot? Mai aproape. Hai. Eu o să iau camera așa în braț. Eu nu mai cer să vină și Kinga încoa, să ceară și ea. Că Maria cerut de două ori, dar de la serie așa schimbarea asta. Aș putea să mă duc până la Nicoleta, vă rog frumos, pentru că ieri în gală nu s-a simțit foarte bine. I-a luat apărarea că am văzut-o că era bătută foarte pe aici. Ai înțeles? Și toată lumea s-a ieșit în capul ei. Și acum s-a ridicat figuri. Și eu când mă luam de ea și alea, toată lumea se rămâie în capă, când eu mă iau pe drept de ele. Auzi? Toată lumea o judeca pe Alexandra și m-am dat ca fraierul să iau apărarea. Când lumea judecă, lumea judecă pe bune, la bune, că să stești la bune. Dar acum nu ai mie milă de ea, să vezi ce fac și eu, Alexandra, să vezi ce mai au și de Bianca, care te concești pe tine așa ca pe mașinuță pe jos.
Să vezi ce vă fac acum acolo. Păi Bianca... el, Adrian zicea mai înainte că toate-s bine acum, că tot... Păi toate-s bine până întâmpinați o mică problemă, vezi-o apoi. Păi ce problemă? Și vezi că Bianca, eu m-am uitat și pe la episoade pe internet, Bianca, asta e rolul ei acolo. Și ce faci, Bianca? Sunt bisericuțe de fete peste tot, două fete, o fată singură. La toate, pe rând. La toate. Dar cum crezi că e, băiat? Dar cum crezi că e? Cu schimbarea asta. Deja din start, când o intra Nicoleta în casă, am văzut, am primit mesaj, tot la Nicoleta și a zis, dar nu știu dacă o poți fi cu el, că el a fost foarte, foarte focusat pe Natalia. Deci dacă eu nu ți era băiatul serios și glumea cu tine, da, căuta băgare de seamă cu Bianca sau cu Nicol. Pe el are toate așa de la tine. El e un băiat foarte mișto. Da, ca băiat, mai multe fete okay. Că-s mișto, nu știu. Da, dar pe mine nu mă deranjează că zice doamne, are tot dreptul. Nu, Ionuț, e mișto ăla. Eu, nu doar mișto, că se îmbracă bine și curată bine. Nu, e vorba de ea. Voi, când se uită la Alexandra și Alexandra la el, se vede ceva acolo. Nu? Nu ce am văzut în comentariu, vezi? Scrii, Lari, Lari, așa se uită și eu nu-s la mine, dar n-are nimic. Așa fata, la tine nu se uită chiar așa. Da, mă, eu m-am uitat. Nu, eu știu de ce iau așa, pentru că el a zis că când a coborât Alexandra și el a simțit ceva și eu a simțit ceva. Hai, fată, și eu când m-am ținut cu el de mână, voi simțeam mânuțul. Hai, Maria, nu-i cazul ăsta, la voi. Nu, eu zic sincer acum și eu de-aia am și zis, dacă vrei să cunoști fata asta, du-te și cunoaște-o, nu-mi transmite mie o stare de nesiguranță pentru mine, că mă simt eu proști și mă dau la o parte, eu efectiv, că e adevărat că nu, eu în momentul ăsta, la cum mă simt, eu nu mai vreau să continui. Fata, fii atent! Asta-i, nu mai vreau să vorbesc. Lari, dacă nu era... Nu mai stai că mă duc un pic în grădină, nu mai vreau. Vrei să stai singură? Da, vă rog. Exact asta. Ia să duce și bagă râcă, bam, de cum? De bisericuță, bisericuță, de bagă Bianca, peste tot, peste că tot, cât o râcă, cât o... Ce uite, acum plânge. Cere-mă acum, cere vreau acum, să merg până aia, vă rog frumos că plânge, pot să mă duc până acolo, vă rog? Vă rog mult. Stai, mă, dar ce-a venit așa după? Ce i-a zis de... Nu știu ce s-a întâmplat. Păi cum am discutat noi chestii din gala aici, așa probabil au discutat și ele și au ajuns... Da, dar omul n-a făcut nimic. Ce motiv să aibă să plângă dacă el n-a făcut nimic? Cu niciuna. Cu nimeni. Asta ele știu ce-au discutat acolo. Mamă, să vezi sau nu când are pe Alexandra. Păi da, mă, dar n-are niciun motiv real. Păi ce plânge? Păi imaginație. Păi asta vreau să află ce se întâmplă. Sper că nu joacă un joc. Păi ce sunt astea? Păi nu-mi plac asta. De ce, mă, ce i-au zis? Că nu i-au zis nimic, ce? Nu știu, i-a făcut cineva niște gânduri, aia aiurea, total aiurea, dar nu... Au vorbit fetele între ele ceva da. Acolo. Păi și pui botul așa la orice? Așa se pare. Nu știu dacă e neapărat vinovată Bianca sau X sau Y sau Z care a implantat ceva. Nu știu dacă e neapărat asta problema. Dar problema e de ce da. Crede orice. Păi, dar vreau să merg la ea acolo, dacă tot o văd că plânge, de ce stau să mă uit să văd cum plânge? Trimite-ți pe cineva la ea, o fată. Nu, vreau să mă duc eu să vorbesc cu ea, să văd de ce plânge. Vă rog frumos. Păi are treabă cu tine, a? Da, mă, da. E, ce să zic? Vă rog mult, pot să merg până acolo. Ce să zic, mă, frate? Ce să mai zic? Ce știi, mă, să așa închisă? Mina, ce se întâmplă aici? Nici nu ne lasă să mergem la fete. Iar vrea ca el să fie sincer să fac ceea ce el își dorește, nu doar din respect. Atât. Da, dar ca idee, îi alimentez ei nesiguranța. Iar cum se simte, oricum el nu se simte bine, păi dacă îi vorbim așa la fată, ea, săraca... Ce vrei să o minți, să spui? Nu, eu nu știu iubește dacă nu da, pare, nu se vedează. Deci eu nu ți să spus, i-am și spus că ea este mult mai îndrăgostită. Așa, tu nu-i dai speranțe. Nu, este mult mai îndrăgostită. Este normal ca unul să iubească mai mult și unul mai puțin. Păi da, ea s-a prins mai repede. Păi știu, dar
tu alegi să faci acum, adică tu vrei să zici că nu e adevărat, că tu n-ai văzut nimic și nu știu ce, și să o pui pe ea în situația în care ea să continue, gen? Era și Kinga, se bătea cu pumnul în piept și spunea o săptămână că eu nu ți-i las portițe deschise și că pune mâna și că nu știu ce. Da, mi-a lăsat! Deci, crede-mă, de acum că nu sunt cameră rău și aceeași privire o are. Dacă așa privește el omul. Așa e, da, e vagabonțel, are a lui aia. Nu știu, eu nu am simțit privirea asta lui pe mine niciodată. Păi nu, fii atent care e faza cu Alexandra. Alexandra, eu tot timpul am dat apărarea, eu tot mi-am judecat-o pe Alexandra, când am dat. Eu am văzut-o ca pe o persoană rănită care mi se părea că are nevoie de compasiune, știi? Ok. Și tot timpul a fost lângă ea, hai mă că o să fie bine, hai mă că ești frumoasă, hai mă că ești drăguță, hai mă că nu știu ce. Da. Dar văd că ea acum și-a cam luat-o în cap. Înțelegi? Și ce i-a spus Larisei? Sau ce? Că pe ea a deranjat-o că am zis eu că, că ei îi place de mine. În condiția care ea a declarat asta. Pe cine a deranjat-o? Pe Alexandru. Că ei îi place... Că am spus eu că ei îi place de mine și că puteam să am ceva cu ea dacă voiam. E adevărat. Pentru când spui că îți place o persoană, nu trebuie să ai ceva cu ea? Puteai, da, și care? Și acum vreau să-i spun că nu o să am niciodată nimic cu ea, pentru că nu e genul meu de persoană și gata. A, și Larisa, pentru că Alexandra a spus asta? La, păi da, Larisa, Larisa... I-a zis că se vede că are ceva în comun cu tine, i-a zis că se vede și degeaba mă se vede ea dacă îl văd eu. Și cu Bianca ce e bun? Păi Bianca a făcut la biserică cu ție. Bianca a văzut subiectele, păi mai joacă și tu vorbeai și jucai biliard și după aia vorbeai cu Bianca. Bă, vorbesc cu el, mă, puteți tăceți o secundă, mă, frate? L-am întrebat pe el ceva, v-am întrebat pe voi? Bianca îi dă focul. Mamă, frate, zici că ai fi Dumnezeu. Da, că vorbea cu el, vorbim cu el. Să ai frumos în față și să te uiți. Asta și ai vorbit de unul singur pe acolo când a vorbit Bianca. L-am întrebat de ce a zis de Bianca. Păi zis de ce, că dă foc. Că îi dă foc la tot ce se întâmplă aici. Dă foc la toată lumea, nu numai eu. O să-i pun și eu câteva întrebări, da? Să vedem dacă îi convine. De azi încolo, să vezi întrebări ce-i pun. Mie, de asta ți-a zis, Adriane, mie mi se pare că Bianca în ultimul timp nu-ți mai dă atenție tine, dă atenție la altcineva. O să dea atenție tine la cuplul tău. Eu ți-am zis, eu am văzut. Da, dar ele vorbeau cu între ele, ca fetele da. Și... Bună unde ziua. E Larisa? Larisa, unde e? Ne văd, la cum s-o schimba la față. Eu Larisa, unde e Larisa? Larisa. Sunet. Alexandra, de azi încolo noi doi avem război. Noi doi. Ai auzit? Dar n-am făcut absolut nimic, dragă. Ca să știi cum stai. Dacă până acum te-am băgat în seamă că mi-a fost milă de tine, că suferai pe aici și am fost băiat cu tine, asta acum să vii tu cu figuri de-astea să vorbești de mine urât în dar fața Larisei. Dar n-am Larisei. Vorbit, n-am spus absolut nimic vezi urât că eu de tine. Sunt, auzi, vezi că eu nu sunt vreun fraier sau ceva, da? Bine, să știi cum stai de acum încolo. Pe fund. Uite așa stau. Bine, stai așa să vezi ce-ți fac eu ție, Alexandra. Va da conexiune, cred. Mă ameninți. Da, te ameninți, că ne cam luăm la mișto, Alexandra. Până acum am stat lângă tine că erai bătută de soartă pe aici și acum faci figuri cu mine și vorbești de mine urât. Dar n-am vorbit, spune-mi ce am vorbit urât de tine. Păi te-am auzit tot ce vorbea aici pe conexiune. Păi, dar ce am spus urât? Ce am spus urât la Larisa? Dar tu când spui de o persoană că îți place de ea și persoana aia spune, da, mă, dacă voiam să fiu cu ea, eram cu ea, pentru că ai zis că dar mă place. Dar ce credeam, am început eu cumva discuția asta, dar ți se pare greșit? Ce am zis iubita ta? Păi ea m-a întrebat, eu am răspuns, n-am spus absolut nimic urât de tine. Și așa da, dar ce ți se pare, te-am deranjat că ce, că am spus că dacă voiam să fiu cu tine, eram? Te-a deranjat asta? Da, mă, deranjat. De ce? Că ai declarat tu că mă place? Așa. Păi dacă tu mai declarat că mă place. Că dacă voiam să fiu, că îmi dai tu mii speranțe false. Păi dacă cu cine dai mii speranțe false? Am venit foc de tine aici. Șefule, când am vorbit puțin cu tine în camera roșie, îți bătea inima ca la porumbei. Vrei să te mint? Ce? Vezi că dacă vreau să fiu cu tine simțit, sunt și eu cu tine simțit. Așa că fii și tu un pic mai moderată. Vezi că nu te-am jignit niciodată. Din moment ce? Păi cu ce te-am jignit? Așa că te bagi în relația mea, asta e o jignire pentru mine. Mamă, deci m-ați omorât cu jignirile. Voi sunteți jigniți din orice, efectiv. Nu, ea nu s-a băgat. Efectiv, deci, Larisa... Deci nu am vrut să vorbesc. Bianca, să mai lasă bisericuțele. Bianca, vezi că și tu te cam bagi, Bianca. Peste tot. Stai să-ți explic situația. Larisa a început discuția de mărturisit mie că de la tine a simțit ceva și așa mai departe. I-am spus, spune-i Larisa în față ce ai de spus. Adică nu ți-a început discuția că... Ce faci, Larisa? Rău. Bine, tu? De ce ai plâns? Vorbeam cu fetele. Poți să-mi spui ce s-a întâmplat? De ce ai starea asta? Nu știu de ce am starea asta, sincer. Dar aș vrea să vorbim... Mi se pare că ești foarte schimbată după zi pe alta. Acum. Și vreau să știu real ce s-a întâmplat. Nu știu dacă ai văzut și tu. Am văzut, da, tot. Tot? Nu cred că tot. Nu cred că tot, că s-a legat de Alexandra. Nu, că s-a luat din mine, efectiv a sărit pe mine că eu sunt vinovată, că mă bag în relații, că l-am jignit cu el. Nu, Alexandra, serios, nu are nicio vină în toată chestia asta. Am văzut eu episodul de ieri. În care ce făceam? Și m-a deranjat foarte mult, pentru că, oricum, primești și mesaje și...
la felul în care ai zis și ieri, într-un episod, când ai vrut date-ul cu Alexandra. Așa. Tu ai zis că nu, ți-ar face mare plăcere să mergi la un date cu ea, doar că din respect pentru mine, nu mergi. Așa. Nu mergi. Și ce e greșit? Și pe mine mă deranjează treaba asta pentru că tu zici că din respect pentru mine nu ai cunoaște-o, nu ai face pas spre ea, doar că sunt eu aici. Păi da, pentru că ești într-o relație cu mine, Larisa. Voi, fetelor, cred că nu știți cum se vorbește frumos cu o femeie. Dacă vorbesc frumos cu voi și mă port frumos și cu celelalte fete, înțelegeți greșit. Voi vă așteptați cumva să, ce să zic, dă-i drumul de aici că ești urâtă, ești la soală, ce stau cu tine de vorbă? Asta vreți să vorbesc cu voi, așa vreți să vorbesc cu voi? Dacă îi spui unei fete, băi, ești ok, ești drăguță, mi-ar face mare plăcere să ies cu tine, adică, dar eu din respect pentru iubita mea nu pot să ies. Ce ți se pare greșit în chestia asta? Ea a înțeles greșit, știi? Cred că ea s-a așteptat să zici, pentru că sunt într-o relație cu Larisa, acum nu ies. Păi și nu era logică să o relație cu Larisa? Da, ea poate a înțeles altfel, știi? Și ieri în gală, Ionuț, știi că o zis și Sorin, ți-o zis de chestia că dacă mai intră alte fete, tu ai vrea să le cunoști. Nu, iar l-ai înțeles? Ai putea să le cunoști, stai un pic, ai putea să le cunoști doar că ești într-o relație cu mine. Nu, e greșit. Atunci au zis el că de ce nu închizi tu totul ca să zici că nu vrei să cunoști pe absolut nimeni, e știi? E greșit. Larisa, dacă intră un băiat în casă și te atrage mai mult ca mine, teoretic, tu poți să-l cunoști. E corect? Dacă sunt într-o relație cu tine, nu. Larisa, dacă inima ta spune să te duci să-l cunoști pe o masă, îți place de el, asta nu depinde de tine. La câte femei și bărbați sunt pe lumea asta, dacă m-ar atrage oricine și eu sunt într-o relație, efectiv nu mi-aș face relație. Femeie, ți-am dat vreodată impresia că m-aș despărți de tine pentru ceva aici în casa asta? Încă nu. Mi se pare că îți faci niște filme greșite și că astea sunt doar niște chestii care nu contează și le aduci în față pentru că poate ai alte interese. Eu? Așa mi se pare. Eu? Doamne ferește. Ionuț, ideea era cu totul. Bianca, lasă-mă puțin că vorbesc cu iubita mea. Plânge iubita ta, Ionuț. Nu plâng. Eu zic că asta o să o discutăm noi doi aici, că nu are rost că te văd foarte nervos. Și poate ai impresia că ce vreau să-ți fac ție rău sau ceva de genul. Vreau să te pun pe tine într-o lumină proastă pentru treaba asta. Mă deranjează că plângi din cauza mea, una la mână. Nu din cauza ta, plâng. Am o stare în care mi-a venit să plâng. Păi da, mă deranjează că n-ai înțeles subiectul așa cum trebuie și îți faci niște filme greșite în condiția în care între noi totul e foarte bine, după părerea mea, și noi chiar simțim ceva unul pentru altul.